În cursul lunii iulie 2023, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 375 de persoane. Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 209 persoane au peste 45 de ani, 50 de persoane au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 20 de persoane au între 30 și 35 de ani, 31 de persoane au între 25 și 30 de ani, iar 65 de persoane sunt tineri sub 25 de ani. În baza de date, AJOFM Hunedoara s-au înscris în luna iulie 2023 ca persoane în căutarea de loc de muncă, 135 de tineri NIT cu vârsta între 16 și 29 de ani. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 263 provin din mediul urban, iar 112 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 141 urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 116 numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserie este de 62. Cei cu studii universitare sunt în număr de 39, iar cei cu studii postliceale sunt în număr de 17. Tot în cursul lunii iulie 2023, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 534 de persoane.